Și copiii cu nevoi speciale au dreptul să se bucure de târgurile de Crăciun, la fel ca noi toți ceilalți. Este deviza sub care a avut loc astăzi un eveniment cu totul deosebit la târgul din Piața Constituției. Silent Day a fost dedicat copiilor cu dizabilități senzoriale, care nu pot rezista în medii aglomerate cu mult zgomot, muzică și jocuri de lumini. Timp de 4 ore au avut prioritate, iar târgul a fost adaptat după nevoile lor. Luminile sunt oprite și nu există niciun fel de zgomot care i-ar putea deranja. Pot beneficia gratuit de roată, de carusel, de tot ceea ce beneficiază orice copil în restul timpului. Păi, de-abia am venit și am prins la roată și acum mergem la carusel. E chiar foarte frumos. Văd că e chiar îi place. Copiilor cu dizabilități, da, în general nu prea sunt oferite astfel de activități. Și sper să mai fie și în viitor asemenea acțiuni. Evenimentul este foarte frumos și ora este foarte potrivită. Ne-a plăcut foarte mult și sperăm să repete și la anul.